Este ora 13, bine v-am găsit. E din ce în ce mai frig și vin nopți cu temperaturi negative. Finalul acestei săptămâni aduce zăpadă, încălzirea e o necesitate, prețul ei e un lux. Facturile s-au dublat în luna decembrie, costurile cu energia reprezintă cea mai mare cheltuială a unei familii. Factura pe ianuarie va fi mai scumpă decât cea pe decembrie, asta avertizează specialiștii, pentru că este mai frig afară, mulți oameni cu venituri reduse sunt deja în pragul falimentului personal. După cum știți, ajutoarele pentru încălzire sunt așteptate de-abia la sfârșitul lui februarie și există discrepanțe foarte mari între diferitele orașe din țară privind costul întreținerii. Uneori ne întrebăm dacă trăim cu toții în aceeași țară atunci când ne uităm la aceste discrepanțe. Asociația Energie Inteligentă a realizat un studiu din care putem afla cât se plătește cel mai mult pentru energie în România, pentru încălzire, cât se plătește cel mai puțin. Îi mulțumesc domnului Dumitru Chiseliță de la Asociația Energie Inteligentă, se află în legătură directă cu noi. Bună ziua, domnule Chiseliță! Bună ziua, bine v-am găsit! Îl salut de asemenea pe domnul Mihai Mreuță, Liga Habitat. Bună ziua! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Domnule Mreuță, dumneavoastră aveți situația, știm că există o dublare a prețului facturilor aferente lunii decembrie. Cum va modifica frigul de afară? Cum vor arăta facturile din luna ianuarie? Dacă vă uitați, ați văzut că am transmis materiale referitoare la evoluția pe ultimii 13 ani a consumului, că deocamdată în prima fază ne interesează consumul, numărul de gigacalorii per lună și apartament. O diferență de la o temperatură medie exterioară de 0,3 grade Celsius, cum a fost în 2016, cu cea de 3,3 cum a fost anul trecut, poate să însemne și aproape de gigacalorie. Și atunci, acum când transformăm în bani, că noi, scuzați expresia, nu mâncăm gigacalorii, da? Când transformăm în bani, avem 350 de lei în plus. Ar putea fi pentru luna ianuarie, dar o să fiu puțin răutăcios, nu sunt îngrijorat pentru că domnul Ciolacu ne iubește și atunci totuși peste toate relele apare o chestie pozitivă. 350 de lei în plus, asta este o medie pe care ați descoperit-o dumneavoastră, care primiți situațiile de la oameni? Dacă se confirmă, repet, eu nu am încă temperatura medie exterioară, o medie ponderată nu se face, nu, adică pot fi câteva zile friguroase, dar o medie pe 31 de zile urmează să vedem. Totuși, uitându-ne și v-am zis, adică am măcar din 2009 le urmăresc lună pe lună cu temperaturi medii exterioare, cu număr de zile facturate, cu să înțeleg de unde pot să apară problemele și, bineînțeles, dacă peste consumul ridicat raportăm și la noul preț al gigacaloriei, adică dublat față de iarna trecută, e normal că dacă ai avut 176 de lei să-ți apară la 350 de lei sau dacă ai avut 200 ceva de lei, 260 de lei toată întreținerea, acum să te uimești când vezi 500, da? Rămâi surprins când vezi 500 de lei cotele de întreținere la două camere, da? Adică am văzut, nu e, cum să vă spun eu, nu e ușor, dar zic că matematic se închid cifrele. Problema e că la venituri nu s-au închis cu 200%. Da, o să încercăm să vedem tocmai din cauza frigului care e anunțat până la sfârșitul acestei săptămâni. Vom avea zăpadă, vom avea ger, asta spun meteorologii. E necesar pentru oameni să se încălzească până ajunge ajutorul acesta din partea domnului Boloș. Trebuie să scoată bani din buzunarele proprii. Cum vom vedea, mulți, după cum spuneam, sunt în pragul falimentului personal. Domnule Chiseliță, ați realizat acest studiu care e foarte interesant. Din el rezultă că sunt orașe în care oamenii plătesc prețuri mult mai mici la întreținere decât alții, Oradea versus București sau alte orașe. Cum au ajuns unii să aibă posibilitatea de a plăti atât de puțin?
Da, e un studiu care scoate în evidență că un management performant și o gândire corespunzătoare în ceea ce privește în special partea de producere, dar și de distribuire a agentului termic, poate să aducă și în România, nu doar în vestul Europei, în situații în care costul cu agentul termic să fie un cost similar, să spunem, cu costul celorlalte forme de energie. Practic, ceea ce s-a întâmplat în Oradea nu s-a întâmplat peste noapte, este un proces care a demarat cu mai bine... Haideți să le spunem oamenilor ce se întâmplă în Oradea, cu cât mai puțin plătesc cei din Oradea factura decât cei din București. Da, deci practic în Oradea costul gigacalorie este de 373 de lei pe gigacalorie, deci prețul efectiv achitat de un orădean, în București este de 347 de lei, doar că în București subvenția este de 617 lei, în timp ce în Oradea este de 68 de lei pe gigacalorie. Adică, practic, la București prețul este în realitate de 963 de lei pe gigacalorie, adică un preț de aproape două ori și un pic mai mare decât în Oradea. Și acest lucru se datorează ineficienței sistemului, se datorează pierderilor, se datorează unor costuri pe unitatea de lungime mult mai mari în București decât în Oradea. Ce s-a întâmplat în Oradea? S-a întâmplat ca în urmă cu 12 ani să se regândească acest sistem, să se reproiecteze, să se înceapă cu producerea de energie termică care este realizată într-un sistem cogenerativ cu randamente foarte mari, adică practic din același gaz ars face atât energie termică cât și energie electrică după un anumit procent, dar per total energia termică îți iasă mai ieftin. În același timp, racordarea unor număr foarte mare de orădeni la acest sistem de termoficare a făcut ca și costurile pe unitatea de lungime și respectiv pe unitatea termică să fie mult mai mică. Practic, în Oradea se găsesc cei mai mulți consumatori de energie termică racordată la un sistem, mă rog, exceptând aici Bucureștiul, care are altă particularitate, dar care a făcut ca acest sistem de termoficare, dacă am eliminat subvențiile care le știm astăzi la gaze, la energie electrică, practic să însemne cea mai ieftină energie care s-ar consuma în România, raportat la celelalte forme de energie, gaz, energie electrică și chiar LED. Concret, cât plătesc oamenii la întreținere, o medie în Oradea? O medie la un apartament cu, să zicem, la o garsonieră, așa, ca să luăm cea mai mică unitate, practic discutăm undeva la un 349 de lei pe un apartament, pe o garsonieră. Domnule Mereuță, din cauza frigului din aceste zile, dacă am vorbit despre facturi duble în luna decembrie, care a fost o lună blândă cu temperaturi suportabile, chiar au fost zile însorite, nu ne mai așteaptă, nu mai avem aceeași șansă în luna ianuarie din câte se vede. Cu cât vor crește facturile? Da, dacă îmi permite asta să adaugă și două vorbe, dacă e o secundă despre Oradea, pentru că știu foarte bine subiectul. Am lucrat acolo cu partenerii de la termoficare Oradea ani de zile și cu asociațiile de proprietari din Oradea. E incredibilă echipa de management, adică până la urmă e vorba de oameni. Și acolo au fost convulsii și acolo au fost prag de faliment, dar mai are o particularitate. Nu a fost gazul în oraș, știți cum se spune, în sensul că nici posibilitatea de a se racorda individual și atunci toate proiectele, toate dezvoltările s-au racordat la sistem centralizat, instituțiile publice sunt racordate la sistem centralizat, ceea ce în București nu se întâmplă și numărul de consumatori este... E o bătaie de joc, măcar ca exemplu efectiv, respectul față de sacetul ăsta era ca sistemul centralizat să fie la aceste instituții publice. Nu. Dacă se construiesc cartiere ANL, se fac cu sisteme individuale sau cu centrale de bloc. Ceea ce nu a fost o coerență în dezvoltarea asta, în strategia energetică a orașului. Dar oricum, meritul și conteu, o să mai apară lucruri foarte interesante în Oradea, știu foarte bine subiectul, în sfârșit, scuze. În privința facturilor, e clar, v-am zis, știți, celebrul 6% pentru fiecare grad temperatură medie care se punea în apartament, puteți să-l discutăm
și în afară cu temperatura medie exterioară. Și dacă ne gândim că îți crește consumul în gigacalorii, trebuie să te gândești că nu că vei plăti mai multe gigacalorii, vei plăti mai multe și mai scumpe. Și să ajungi, și e foarte bună observația domnului Chisăliță, și anume, și apreciez contribuția dânsului, este incredibil să ajungi să plătești 1000 de lei. Pentru că dacă ne-am uitat la listă, actualmente la două camere, două persoane, ar trebui să plătesc doar încălzirea 800 de lei. Deci doar încălzirea 800 de lei. Vă dați seama cum ar fi să afișez o listă a cotelor de întreținere, două camere, două persoane, cu toate cheltuielile peste 1000 de lei? Cum se raportează oamenii, domnule Mereuță? Pentru că stați de vorbă cu oameni care vin să plătească întreținerea, cu președinți de asociații, la perspectiva asta a ajutorului. Domnul Bolor s-a dus astăzi la poștă, ne-a arătat cum sunt puse în plicuri aceste ajutoare. Mă rog, o campanie destul de bună de PR, pentru că până la urmă vedem un ministru în situație, aflat la fața locului undeva. Felicitări echipei domnului Boloș, care s-a gândit să-l ducă acolo și să ne explice toate lucrurile astea. Dar oamenii așteaptă cu încredere aceste ajutoare sau care oricum vor veni după data de 20 februarie. Trebuie să spunem că mulți dintre ei, în cazul acestor facturi mari, sunt realmente în pragul falimentului personal. Da, nu... să vă zic, de multe ori mă feresc să comentez la nivel general de ce, pentru că la mine se adresează oamenii cu nemulțumiri, e logic. Omul când te sună, te sună că are o problemă, nu te sună să spună, uai, ce mulțumit sunt că l-am văzut pe domnul ministru la poștă. Și adevărat, da. Da. Știi, și atunci poate e deformată imaginea mea, vorbim zi de zi numai cu oameni cu probleme, de-aia sunt mai încrâncenat așa. Dar apreciem faptul că se dau ajutoare și toată lumea apreciază. Apreciem că s-au gândit chiar să mărească, ați văzut, era o discuție, am văzut pe agențiile de presă, cu 3.000 de lei pe membru de familie, da. De la 2.000 de lei. Deci e clar, eu m-aș fi gândit cum să facem să avem veniturile la 3.000 de lei pe membru de familie și ne plăteam noi facturile, dar în sfârșit, repet, sunt răutăcios. Dar totuși modul ăsta de a avea modificare la modificare la modificare. Deci tot anul trecut 17 câte au fost modificările la ordonanțele pe energie? Exact asta este întrebarea și o adresez și domnului Chisăliță. Acum că guvernul vrea să pară, sau poate chiar va fi mai generos, nu știm, haideți să nu fim pesimiști, și să le dea ajutoare și celor care au venituri de până la 3.000 de lei, poate că va dura mai mult tot procesul acesta de distribuire a voucherelor, pentru că s-a extins numărul oamenilor care trebuie să le primească, domnule Chisăliță. Da, din păcate încă o dată, așa cum spunea și domnul Mereuță, orice ajutor care poate să scoată din sărăcie energetică o familie sau un individ este binevenit. În același timp, dacă este în cele 17 modificări ale legislației de anul trecut care își propuneau tot să scadă sprijinul energetic, putem observa că de câte ori a venit o modificare, de atâtea ori practic s-a amânat cu mai mult obținerea facturilor, exact. Iar dacă intenția lor e bună, întrebarea e, această bună intenție nu ar putea să-i facă să aștepte și mai mult pe toți livrarea acestor carduri? Din păcate, răspunsul este da, dacă coroborăm cu ce s-a întâmplat în 2012, și mai este un element. Creează niște speranțe, creează niște țări care, la momentul în care se vor întâmpla, efectiv, sunt dezastroase în mintea omului de rând. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervențiile dumneavoastră, Mihai Mereuță, Dumitru Chisăliță. O informație nouă, o informație extrem de interesantă, pentru că se vorbește de câteva zile despre nevoia Ucrainei de a primi aceste tancuri necesare continuării ofensivei. Se vorbește despre perspectiva în care Rusia va lansa o ofensivă și mai puternică. Sunt foarte pesimiști analiștii militari pe care i-am auzit în ultimul timp în legătură cu zilele care vor urma
pe frontul din Ucraina. Astăzi, cancelarul german Olaf Scholz va face un anunț foarte important, va anunța câte astfel de tancuri Leopard va trimite până la urmă, după lungi ezitări, Germania către Ucraina. Ripostează Rusia. Kremlinul anunță că toate tancurile occidentale care vor ajunge pe frontul din Ucraina vor fi arse, vor fi incinerate. E o chestiune extrem de importantă pe care trebuie să o înțelegem. Este alături de noi domnul general Cristian Barbu. Bună ziua, domnule general, vă mulțumesc mult! Să rămână, mulțumesc pentru invitație. Domnule general, astăzi Olaf Scholz merge în Parlament, va anunța câte astfel de tancuri va trimite în Ucraina până la urmă, după ezitările pe care le-am aflat. Ce va schimba pe front trimiterea acestor tancuri și care e opinia dumneavoastră despre reacția Rusiei? Toate tancurile vor fi arse, tancurile occidentale care vor ajunge în Ucraina. În primul rând, Ucraina are nevoie urgentă de aceste tancuri pentru că situația de pe front în acest moment este ușor favorabilă rușilor pentru că au venit cu mai multe forțe și cu mai multe mijloace de acțiune. De aceea, probabil că în prima fază, Ucraina trebuie să se apere. Iar tancurile pe care ei le pot primi în timp scurt din partea Germaniei, din partea celorlalți care au astfel de tancuri Leopard 2, o am să le spun pe scurt Leo, îmi place foarte mult așa ca idee, că vine un Leo în zona noastră, e bine, cei care vor dona, probabil că vor avea cam 100, 100 și ceva de tancuri la dispoziție, din cele aproape 3.500-4.000 fabricate. Și sigur că discutăm, cum spuneați, și despre varianta în care, dacă astăzi se ia decizia la Washington, varianta de îmbunătățire și cu ceva Abrams-uri. Dar, în final, dacă adunăm, vedem că nu vor fi poate mai mult de 150 de tancuri în întregul front al Ucrainei, ceea ce înseamnă că prima operațiune va fi una de stoparea ofensivei ruse și de apărare în continuare, dacă vreți, cu mijloace ceva mai actualizate. Rușii au și ei, să nu uităm, și foarte bine face secretarul general NATO, Stoltenberg, care ne spune, stați un pic, că rușii nu sunt chiar de aici de coalea, nu trebuie să neglijate mijloacele lor tehnice, au și rușii o serie de tancuri interesante, ultimul dintre ele fiind acest T-90M, care, și îmi permit să spun acest lucru din punct de vedere ingineresc, este destul de inspirat ca și construcție după tancurile germane și americane. Așadar, în mod inevitabil, vom vedea o confruntare directă, pe care n-am mai văzut-o de foarte mulți ani, între o tehnică, să zicem, avansată din vest, și o tehnică ce se dorește copiată de către ruși, dar se poate să fie destul de avansată și ca materiale, dar și ca, dacă vreți, implementarea sistemelor informatice moderne din partea rușilor. Este posibil să vedem o confruntare extrem de dură. Îl salut și pe domnul general Dan Grecu, care ni s-a alăturat tot pe Skype. Vă mulțumesc mult, domnule Grecu, pentru intervenție. Este astăzi este ziua în care, după lungi ezitări, Germania e de acord să dea undă verde trimiterii acestui tip de tancuri. De ce, sau mă rog, ce s-ar fi schimbat dacă Germania ar fi fost mai promptă în decizia ei, pentru că ezitările Germaniei au fost criticate, inclusiv de americani? Ezitările Germaniei au fost criticate, noi am discutat de nenumărate ori, inclusiv domnul Gial Barbu, invitatul dumneavoastră, a explicat de multe ori care sunt cauzele acestor ezitări și ele sunt și de natură istorică și economică și de interes și al relațiilor bilaterale ruso-germane. Să trecem peste treaba asta. Germania n-a putut să le dea pentru că a vrut să facă acest lucru într-un context aliat, într-o situație în care majoritatea
sau imensa parte a aliaților care sprijină Ucraina fac același lucru și și-a jucat această șansă. Era clar că mai devreme sau mai târziu vor fi de acord cu alocarea de tancuri pentru armata ucraineană, dacă nu din propria rezervă, măcar de la ceilalți utilizatori de tancuri Leopard 2, că sunt peste 10 state care utilizează acest tip de tancuri. Dacă îl dădea mai devreme, nu se întâmpla nimic deosebit, pentru că nu erau condițiile ca aceste tancuri să fie utilizate pe scară largă. După cum nici acum nu sunt condițiile coapte, ca să folosesc un termen neacademic, pentru că numărul de tancuri la dispoziția armatei ucrainiene, altele decât T-72 primit în ultima perioadă de la statele din fostul tratat de la Varșovia, este totuși limitat. Facem o foarte scurtă pauză. Sunt 13 țări astăzi numărate care și-au anunțat disponibilitatea de a trimite tancuri Leopard către Ucraina. 100 astfel de tancuri ar putea ajunge în Ucraina. Va fi o ofensivă, o confruntare foarte interesantă, după cum sublinia și domnul general Barbu. Facem o foarte scurtă pauză și mă întorc la invitații mei. Rusia denunță o provocare după ce statele din Europa, Germania și alte 12 state au anunțat că vor trimite tancuri pe frontul din Ucraina. Domnule general Barbu, la ce fel de ripostă ne putem aștepta din partea Rusiei? Riposta a început mai demult, să știți, din momentul în care primele idei au despre aceste tancuri și nu numai despre aceste tancuri, despre aceste sisteme destul de avansate, chiar de la HIMARS-uri, la cele ne aducem aminte că discuțiile au fost de fiecare dată că vă prindem, vă ardem, vă distrugem, vă luăm, vă... Bine, cu vă-ul ăsta știți că putem să mergem la infinit cu ce vă facem, dar în final... Rezultatele nu au fost chiar acestea, adică rușii, să știți că au pierderi foarte mari din toate punctele de vedere, nu numai ca și luptător, dar și ca tehnică, au reușit într-o oarecare măsură cu efortul extraordinar să cucerească o localitate de vreo 10.000 de locuitori, se chinuie de vreo 6 luni să spargă frontul undeva în Bahmut, deci lucrurile nu sunt chiar la nivelul retoricii pe care o auzim de la Kremlin. Însă, în aceste noi situații, mă refer la ceea ce se întâmplă de când Gerasimov a preluat controlul întregii operațiuni din Ucraina, ne putem aștepta la momente destul de complicate, pentru că, din punctul de vedere al numărului de luptători, nu cred că Rusia va avea un calcul, eu știu, restrictiv. Din punct de vedere al utilizării rachetelor, mijloacelor blindate de asemenea, avem o singură teamă ca nu cumva la un moment dat lucrurile acestea care sunt din domeniul, să zicem, clasic, convențional, să meargă într-o altă parte. Și eu sper că nu se va ajunge acolo. Dar dacă va continua înarmarea în forță a Ucrainei, trebuie să luăm în calcul și acest eveniment. Ce spune această mobilizare a Europei, domnule general Grecu? Pentru că, sigur, pe lângă Germania, sunt și alte țări europene. Franța salută faptul că Germania a dat undă verde trimiterii acestor tancuri sau a reexportării, pentru că sunt țări care au astfel de tancuri și au primit acordul de a le reexporta către Ucraina. În primul rând, este încă un obiectiv neîndeplinit dintre obiectivele agresiunii împotriva Ucrainei pe care și le-a propus Putin, adică disocierea aliaților din
Adică Putin își dorea o divizare care nu are loc. Da. Deci, care nu este, atât Uniunea Europeană, dar mai ales NATO, au rămas unite în acest sens, iar această mișcare de asigurare a tankurilor vor pune într-un pericol forțele rusești care sunt acum, în special în zona de est și de sud-est a teatrului de operații, dar să fim realiști că nu trebuie să ne entuziasmăm fără să avem argumente. Și de partea cealaltă există un număr foarte mare de mijloace, inclusiv tancuri, pe care nu pentru că nu ar fi fost neapărat bune pentru luptă, ci pentru că au fost folosite prost în luptă, nu au dat rezultate la începutul ofensivei. Să ne amintim numai de acea coloană de 60 de kilometri de tancuri și blindate de infanterie, care a staționat săptămâni undeva în nord-estul Kievului, fiind o țintă fixă pentru apărătorii ucrainieni. Deci nu este numai problema armamentului în sine, este și problema cum îl folosești ca tehnică individuală și în conceptul general prin interacțiunile care există între toate mijloacele, că toate categoriile și de forțe, adică aer, apă, terestru, respectiv arme, artilerie, aviație, infanterie și așa mai departe. Domnule general Barbu, după ziua de astăzi, după ce Europa, în acord, inclusiv Germania, a dat un de verde trimiterii acestor tancuri, Statele Unite vor mai trimite tancurile Abrams despre care vorbeau, sau era o soluție tampon în cazul în care ezitările Germaniei ar fi continuat? Cred că Statele Unite vor trimite tancuri Abrams. Cred că este o convenție pe care Germania a avut-o cu Statele Unite. Se pare că au picat de acord ca ambele forțe militare să aibă o astfel de contribuție la capitolul blindate. Iar dispunerea în teren, apropo de ce spunea colegul nostru, domnul general Grecu, dispunerea în teren va rămâne până la urmă nu numai în sarcina ucrainienilor, care de-abia acum vor învăța să folosească aceste mijloace de luptă extrem de sofisticate, ci și în funcție de situația pe care o vor avea la dispoziție, oferită, asta voiam să spun, oferită de către unele inabilități ale armatei ruse. Cu alte cuvinte, în timp scurt vom vedea o cu totul altă configurație a războiului din Ucraina. Vă mulțumesc mult pentru toate aceste explicații. Ne întoarcem după o scurtă pauză. Prețurile combustibilului fac salturi spectaculoase. De la începutul acestui an până acum sunt creșteri aproape în fiecare zi. Ne întrebăm dacă nu cumva guvernul s-a grăbit să scoată subvenția pentru prețul combustibilului. Este doar unul dintre subiectele de la ora 14. Rămânem împreună!